Notele muzicale sunt ca niște litere. Abia în momentul în care acestea alcătuiesc cuvinte, dau sens discursului. Aceeași regulă se aplică și muzicii. Este nevoie ca notele să fie ordonat așezate pe portativ pentru a putea da viață unei linii melodice memorabile. Știm din lecțiile anterioare că măsurile muzicale pot fi simple, de 2 sau 3 timpi, sau compuse, alcătuite din mai multe măsuri binare sau ternare. Astăzi vorbim despre cea mai utilizată măsură în lumea muzicală și anume măsura de 4 pătrimi. Aceasta este o măsură compusă binară, deoarece este alcătuită din 2 măsuri de 2 pătrimi alăturate. Câte accente credeți că ar putea avea măsura de 4 pătrimi, având în vedere că este compusă din 2 măsuri de câte 2 timpi? Corect! 2! Fiecare dintre cele 2 măsuri ce o compun își va impune accentul ei. Deci, măsura de 4 pătrimi are 2 accente. Unul pe timpul 1 și celălalt pe timpul 3. Cu o precizare, accentul timpului 3 nu este la fel de puternic ca cel al timpului 1. Regulă. În orice măsură compusă, accentul timpului 1 domină. Cum se tactează măsura de 4 timpi? Pornim de sus în jos pentru timpul 1. Stânga, timpul 2. Revenim spre dreapta pentru timpul 3. Și revenire la poziția inițială pentru timpul 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. În măsura de 4 timpi, timpii pot fi alcătuiți din orice valoare de notă, începând de la valoarea de notă întreagă și până la 16-ime, cu condiția ca, însumându-le, valorile unei măsuri să nu depășească sau să fie mai mici de 4 timpi. Un exemplu greșit ar fi acesta. Pătrime, pauză de pătrime, doime și optime. Rezultatul este de 4,5 timpi, depășindu-se limitele măsurii cu jumătate de timp. Situația s-ar putea remedia eliminând ultima optime. Să analizăm și următorul exemplu. Doime, 2/16, pauză de optime. Rezultatul de această dată este 3,5. Pentru a obține 4 timpi, putem înlocui pauza de optime cu cea de pătrime. În proporție de 90%, muzica pop este scrisă în măsura de 4 pătrimi. Să ascultăm câteva exemple încercând să dublăm pulsația cu ajutorul percuției corporale indicate.